Sezonul 14 din Rocky League a sosit. Avem aici o nouă hartă, avem totodată o nouă mașină, multe decoluri, roți și goal explosion. Avem noi recompense de la turneu. Salutare, eu sunt Gixi și bine ați revenit într-un nou videoclip. Astăzi vom cumpăra PES-ul. Am văzut pe YouTube trailerul și mi se pare cam mișto el așa în general, dar mașina asta nu prea mă dă pe spate. Ce mă dă pe mine pe spate este explozia din sezonul acesta. Acest sezon este un sezon cu rechini. Acest sezon este bazat sub apă, cum ar veni. O să vedeți imediat explozia, unde este mă. Uite-o, deci la tier 70 e această explozie cu sub apă, frate. Ce mi se pare genial. Ia să vedem mașina aia la tier 20, că nu prea am văzut-o, cine știe ce. Deci cam asta este mașina. Bă, arată ok, nu pot să zic că da pe spate, mă așteptam să bage cu tot o altă mașină, adică, dar în fine, o să luăm imediat, am dat esc din greșeală, get premium și o să cumpărăm cu 1000 de credite și bam, 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 deja o să jucăm în episodul de astăzi cu ea, să vedem ce hitbox are, cred că l-are tot a lui Breakout, dar să vedem. Ok, am intrat în primul match să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Să sperăm că putem să câștigăm pentru că este la început de sezon și știți foarte bine când este la sfârșit și când este la început de sezon. Întotdeauna ne vor da cu playeri mai bunicei de fel așa. Bine, eu filmez dimineață și s-ar putea să fie un pic tricky pentru că creierul meu, cum v-am spus în celelalte episoade, se trezește după cam vreo 2-3 ore, cam așa, adică eu sunt pe modul chill, mă înțelegi? Aoleu, stai că i-am dat bump, bine? Eram sigur că o să fie așa, să încerc să dau, bine, oricum a fost teammate-ul meu pe fază, să încerc să dau, dar a dat asta. Bine că n-a fost pe poartă, mamă, dă sorry, asta a fost teammate-ul meu. Ba, acum nu știu ce păreri să am despre mașina asta, pentru că încă n-am apucat să dau foarte bine în minge cu dânsa, dar e în regulă. Bă, arată așa cool, adică n-am... Seamănă cu o mașină, o să vă arăt după meciul ăsta cu ce mașină seamănă și să-mi spuneți în comentarii dacă seamănă. O să lega de Rocket League, adică nu în realitate. Mamă, dacă era teammate-ul meu ar fi fost perfect. Bă, și nu înțeleg, eu am selectat altă culoare și am altă culoare, nu știu, e stricat Rocket League-ul ăsta. Mamă, dacă o prindea acolo teammate-ul meu, era bombă. Ok, bă, că ăștia-s de pe Steam amândoi, cam... Opa, stai că s-a încurcat șeful aici, pe zona, bine? Încă o dată mai dă-i, te rog frumos, dă-mi pasă, pas, sau dă-i direct, da. Vezi, nu-mi place, frate, că playerii ăștia cu care mă joc eu și ieri, cred că am jucat, nu, de fapt ieri n-am jucat deloc, alaltă ieri când am jucat, băi, numai de egoiști am dat, frate. Ah, nu mai aveam boost, vreau să încerc un double acolo, dar nu mai aveam muniție, înțelegi? Ok, o să încerc să dau, n-am dat foarte bine, i-am dat pasă. Ok, oricum e teammate-ul meu pe zona, adică nu trebuie să-mi fac griji, mamă, ce-a arătat ăla. Bă! Playerii ăștia sunt ok, adică nu sunt cei mai buni, dar nici cei mai rea, adică sunt în balanță, înțelegi? Ok, mulțumesc de pasă, dar a fost ăla pe zonă. Mamă, câte ocazii am avut, frate, și pe toate le-am ratat, frate. Dar au fost și băieții pe zonă, adică chiar au apărat destul de bine, pot spune. Opa. Dar și noi am apărat. Mamă, ce se întâmplă, frate? De ce intri în mine, frate? Că nu ți-am făcut nimic. Ok.
e bine plasată, eventual mai dau o dată, eventual poate mai dau și încă o dată, dar a fost ăsta pe zonă. Trebuie neapărat boost, dai tu sus, așa, mai dai o dată, bine, 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 încă o dată, dacă dai Izeu, încă o dată și, nu știu, te numesc, ok, mamă, e bine, mamă, bine că s-a lovit pe tavan, frate, da, cam nasol că n-am boost, asta e problema, dai tu, te rog, bine, e da, cam pasă lui băiatul ăla, dar e în regulă. Dacă aveam boost, băi, mă duceam pentru un pinch acolo, sincer să fiu. Mamă, i-a scos-o teammate-ul lui, bă, ce a făcut-o, bă, băiatule. Dă-mi pasă sau... Opa! A încercat ceva acolo. What? De ce am dat așa tare, frate? Bă, da, cam tare am dat, bă, băiatule, bă. E gol? Bine! Hai că vin aici la kick-off cu el. Am ratat. Nu, deci e incredibil așa ceva. E incredibil. Cum aș putea eu să ratez așa ceva? Bine că a dat, încă o dată te rog. Las că dau eu, ți-am pasat. Bine, o pasă cam proastă, da? E în regulă, o să dau eu. Vine pe poartă? Nu vine pe poartă. Am eu boost aici. Dă-i tu. Hai că e golul tău. Nu te cred că ai dat fix acolo, bine. Oh, și explozia asta nu v-am arătat, dar o am de la turneu, știi, și mi-a picat și e foarte mișto. GG. Suntem unranked pentru că suntem la început de sezon și trebuie să jucăm câte 10 meciuri ca să ne aflăm rankul. Deci da, v-am zis că seamănă cu o mașină, să mă duc la garaj și dau mai jos. Stai așa, unde? Deci seamănă cu două mașini, doar cu una. Deci o vedeți așa în starea ei, da? Și uite pe asta, seamănă un pic farurile, dar nu în totalitate, dar seamănă cel mai mult cu, uite asta, frate. Deci asta zici că e copia ei inițială, ești nebun? Și în sezonul ăsta s-a adăugat, pe lângă mașina asta, s-a adăugat și o nouă hartă, cum se face de fiecare dată în fiecare sezon. Acadom, această hartă, doar că este cu iarbă, atenție, este cu iarbă și este foarte mișto, sincer. Este foarte bine că am dat gol așa din prima, pentru că avem avantaj și putem să-l câștigăm și pe ăsta, adică nu cred că este ceva rău dacă îl câștigăm. Mama, dacă îmi pasa, da, am crezut că îmi pasează, frate, o să dea peste mine. De fapt, da, nu știu ce a fost în cap. Mamă, vezi că i-am dat bump, bine? Dă-ți-mi bump, că dacă nu-i dă-ți-mi bump, cred că... What? Am nimerit-o? Nu știu dacă... În fine... Mamă, vezi ce controlează ăsta. Vezi că vărime joacă. Vezi că dă flick. A încercat, i-a dat pas, gata, s-a terminat. Și ce e ironic? Că pe el îl cheamă... E ironic faptul că... El zice că are 200 IQ. E bine, eu zic că are minus 50, gen. Eu asta zic. Hai că ți-am pus-o, bine? N-am boost. Dă-i tu. Ce vorbești, mă, cum s-o... Bine, eu vorbesc care am ratat-o de atâtea ori, dar în fine. Mamă, ce pinci imens am dat. Ești nebun. N-am boost. Bă, dar cum poți să dai așa, frate? Nu știu, sincer. Ok. Nu pot să mai dau. Da. E teammate-ul meu pe zona. Să dea ala. Am dat-o așa ușor. N-o dau. Ce vorbești? M-am grăbit, deși puteam să dau că eram pe o poziție care e tocmai bună, da. Rămân aici pe poziție în caz că dă, dar n-a dat. Bustulică, ceva? Am primit, dar cam greu așa. Nu știu. Rocket-ul ăsta cam... Greu se mișcă, bine. Nu mai am boost, dar e regulă deocamdată. Dă-i tu. Turbubă-i pe ăla, n-ai nicio treabă. Bine, am văzut eu că a încercat să dea, dar nu prea avea cum, bine. Nu-i acolo, hai că i-am plasat-o bine. Pam, pam, pam. Mulțumesc că mi-ai plasat-o, dar ai fost-o pe zona, dar teammate-ul meu sau?
Nu mai zic nimic, sincer, nu știu. Era are 200 IQ, dar mai pe minusuri. Nu te cred, bă, nu te cred, bă, nu te cred. You're bad. Păi normal că e greșeala ta, dar totuși, de ce încerci să îmi iei mingea de pășut? Ok, eu nu ți-am luat tot meciul ăsta deloc mingea de pășut. Și-l face scheme de-astea. Ne trage în jos, n-am boost, dă-i tu. Te rog frumos. Ce vorbești, mă, dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Ce? Cam praf teammate-ul ăsta, dar în fine. Nu zic că eu sunt genial la... Față de el încerc ceva, zic și eu. Trebuie boost, dă-i tu, te rog. Mamă, unde te-ai urcat, frate? Mamă, de acolo era bine, da. Am sărit ca prostul. Da, am sărit ca prost. Nu știu, uneori ating mouse-ul fără să vreau, sincer. Foarte mulți pe TikTok și așa în general mă întreabă, bă, după ce joci, frate? Dar se și aude, frate, că joc de pe tastatură, frate. Adică, joc de pe tastatură, se aude că e mecanică, se aude că e tot ce vrei. Adică, nu înțeleg de ce m-ai întrebat. Faceți la mișto, cred. A, că i-ai dat o pasă de milioane, dar noroc că n-a fost ăla acolo. Ok. Mamă, cum am dat cu roatele în sus? O să dea ăla, dă-i tu. Bine, încă o dată, încă o dată. Trebuia să dea pressing acolo. Mamă, ce m-a speriat să moară Veta. Să vezi că e gol. I-am scris acolo, m-am enervat, 200 IQ, pe bune. Zici că și tanța de la spălătorie joacă mai bine decât tine. Vrei să te mint? Da, bine, eu vorbeam de el, la fine. A încercat ceva. Mamă, oricum joc, am jucat meciul ăsta prost rău de tot. O să dea așa, eu-mi sigur. Aolo. Dă-i, ha. E GG meciul? E GG. Sincer, acum nu mă mai stresez chiar așa ca înainte la rank, pentru că știu că nu e vina mea, adică dacă mă dă cu QQ pierd ăștia jegoși, normal că nu pot să fac ceva. Cum ai sărit ăla? GG. Ok, am făcut și un challenge ăsta. Și deja am un titlu nou și ce mai am, un decol pe Octane. Respect! Și pe shop s-au adăugat Fulger McQueen din nou, dacă vreți să-l cumpărați, cumpărați-l. Hai frate, că joc cu Eugene, adică nu trebuie să pierdem. Înțelegi? Bine, în retracție am spus că văd că dacă nu s-a dus la kick-off, e mare panoramă. Da, Eugene, unde te-ai dus? Moaștea pe gheață. O să dea ăla, o să dau așa lung. Ăla, deocamdată nu-l văd la față, dai tu, Eugene. Bine. Bombă tare, bombă, blana bombă. Ia uite și tu ce pasă mi-a dat, adică despre ce vorbim. Mi-a dat o pasă genială, frate. E cum mă duc eu? Bom, bom, bom. Wow. Bam, 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 mamă, e dispărut un gram, dai. Mamă, foarte aproape să înscrie. Dar n-a fost să fie, băi, cu Eugene vezi că se joacă. Mama, dacă luam boost-ul ăla acolo, era forță. Vezi că n-am boost, l-am anunțat ca să știe, să nu dea vină pe mine, înțelegi? I-am dat, vezi că a fost bine. Dar eu se-mi pasă, dacă era cumva, leu nasolic. Dacă era cumva acolo adversarii, sigur era gol, băi? Cam aiurea 2. E gol cumva? Nu, a ratat. E bine, e perfect. Prea-mi boost eu. Thanks, să-ți iau familia în pulă. Na. N-aveți situație. Hai că e gol, dă-i, 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 dă-i. Bine, mamă, s-a cam panicat aici un pic. Ok, perfect. Hai că mă duc eu. Bam, bam, bam.
mă duc eu, mă referam la boost. Ok, trolez așa un pic, dar nu-i nimic. Hai că s-am pasat, oricum e bine. Nice one, hai că se joacă meciul ăsta cu băiatul ăsta. Ești nebun. Eugene, ia uite și tu ce pas, dar noroc a avut foarte mare bolan, frate, că l-a bubit pe ăla, ești nebun. Adică, despre ce vorbim? Am însărit altfel la kick-off din ce ați observat, că de obicei sar așa în dreapta, dar acum am ales să sar în stânga, nu știu, am văzut eu la mai mulți youtuberi din străinitate că așa sar și am zis să sar și eu. Dă-i? Vine o pasă genială. Oh, m-am panicat, am crezut că nu e gol, da, e bine. Oh, dă și live, au dat tot, ești nebun. Bine, a dat forfeit. Doar unul a dat left, dar în fine. GG's. Am mai făcut un level, ca de fiecare dată. Ok, ăsta e Rocket Bus. Bă, arată interesant totuși. Ia să facem un check. Vezi că e forță. O, cu pește de ăsta, un puțit, cred. Da, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, subscribe și să activați clopoțelul. Pa, pa!